Cristian Pârvulescu, politolog, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Pârvulescu, și vă mulțumesc. Bună ziua, îmi face plăcere prezența. Să revin la dumneavoastră în studio. Schimbări importante au avut loc pe scena politică românească în ultimele două luni. Am avut alegeri, am avut referendum și iată, recent am avut un congres al PSD-ului. Partidul și-a ales noua conducere, formată dintr-un trio, doamna Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici și Mihai Fifor. Cum vi se pare dumneavoastră acest nou trio aflat la conducerea Partidului Social Democrat? Eu cred că vorbim despre o conducere interimară. O conducere interimară până după alegerile prezidențiale sau poate după cele locale și parlamentare de anul viitor. Pentru că partidul a suferit nu numai o înfrângere drastică în alegeri, o sancțiune electorală la o prezență la vot foarte bună, dar a pierdut și președintele partidului, domnul Dragnea a fost condamnat și în aceste condiții partidul a trebuit să depășească momentul. Cred că l-a depășit bine, a reușit să restabilească majoritatea, a rezistat unei moțiuni de cenzură, după care a organizat rapid acest congres, sigur că există nemulțumiri în partid, dar doamna Dăncilă avea un argument fort, era prim-ministru, adică era cea care poate împărți fonduri. Și acest lucru este esențial pentru activul de partid PSD, format în special din primari și aleși locali, foarte interesați de alegerile locale de anul viitor din mai. Nu de cele prezidențiale de anul acesta, sigur. Și alegerile prezidențiale sunt importante pentru că dau o tendință, dar așa cum foarte bine știm, vorbim nu numai de PSD și PNL-ul, de partide cartel sau partide cartelizate, adică de partide în care profesioniști, pentru că astea sunt primarii până la urmă, au devenit după atâtea mandate profesioniști, încearcă să infiltreze diferitele nivele ale organizării de stat pentru a obține cât mai multe acces la mai multe resurse. Dar cum resursele locale sunt limitate, pentru că în România sunt doar câteva localități care reușesc să se autofinanțeze, atunci banii de la buget sunt esențiali. Așa se explică, pe de o parte, victoria categorică și fără emoție a doamnei Dăncilă și cea a domnului Teodorovici, pentru că este ministru de finanțe și în discursul pe care l-a ținut în fața delegațiilor la Congresul Extraordinar al PSD a și spus că este cel care împarte banii. Până la urmă, deci, știam... Deci, practic, a fost un atu pentru... A fost evident un atu, dar pe de altă parte, din informații pe care le aveam din PSD încă de multă vreme, pentru că ipoteza unei condamnări a domnului Dragnea exista de multă vreme, era un posibil candidat la funcția de președinte al partidului. În general, el este bine privit în interiorul partidului și cred că aspiră, dincolo de o candidatură la alegerile prezidențiale anul ăsta, la poziția de președinte al PSD în condițiile în care lucrurile se vor schimba. Secretariatul general al partidului e foarte important. Să nu uităm că domnul Dragnea de pe acea poziție și-a construit întreaga structură de putere. Prin Codrin Ștefănescu, de altfel. Dar inițial a fost secretar general al partidului. Numai că domnul Dragnea are aturi pe care domnul Flifon nu le are. Avea aturi. Venea de la nivel local, era fost prefect, președinte de Consiliul Județean și a creat această structură care reprezintă astăzi PSD-ul, anume o structură care confederează aleși locali, așa numiți baroni, cu care domnul Dragnea a încheiat înțelegerea și a reușit să preia încetul cu încetul conducerea partidului. Cred că momentul esențial din acest punct de vedere, care are consecințe inclusiv asupra politicii de astăzi, nu doar a PSD-ului, ci în România, este în 2008 când s-a decis alegerea printr-un singur tur de scrutin a primarilor. A fost un cadou pentru primarii în funcție, apoi alegerea președinților Consiliilor Județene de asemenea într-un singur tur, un alt cadou. Aceste lucruri i-au întărit poziția și au făcut ca PSD-ul să devină cel mai atractiv partid pentru aleșii locali. Nu întâmplător 55% dintre primari sunt membri ai PSD-ului. De ce? Pentru că este partidul care are capacitatea să ofere cel mai bine acces la resurse. Mai ales în condițiile în care prezența la vot este, așa cum s-a întâmplat în 2016 la alegerile parlamentare, mai degrabă scăzută.
la alegerile prezidențiale din 2014, respectiv la alegerile europene și la referendumul din 2019, prezența a fost mare, dincolo de capacitatea de mobilizare a PSD, și atunci PSD-ul are de suferit. Dar nimic nu ne face să credem că alegerile locale de anul viitor, din mai, vor fi alegeri cu prezență mare. Deci ne așteptăm ca PSD-ul, nu știu dacă să obțină aceleași rezultate ca în 2016, dar să obțină rezultate apropiate, altfel spus, să rămână principalul partid politic. Dacă niciun cutremur important nu apare pe scena politică între timp, evident, nu avem de unde să știm. Deci, ceea ce interesează activul de partid astăzi este stabilitatea, doamna Dăncilă, scuzați-mă. Da, evident, fiind atât de multă vreme coordonată de Dragnea, mi-a scăpat. Doamna Dăncilă asigură această stabilitate, dar în momentul în care partidul se va simți suficient de puternic, este posibil oricând un congres care să o înlăture, pentru că este evident, nu este conducătorul pe care și îl doresc, care să-i reprezinte. Este cea mai bună soluție acum. Compromis la momentul acesta? Evident. Este un compromis. A reușit să joace foarte bine această carte și să obțină o poziție pe care nicio femeie în PSD nu a deținut, aceea de președinte de partid. Și încearcă, știți, la congres a întâmplat ceva ce opinia publică a neglijat. Cele 10 porunci ale doamnei Dăncilă, cele 10 principii care, conform spuselor domniei sale, ar trebui să fie linia directoare a partidului, care vorbesc de o realiniere la valorile stângii europene. N-am văzut-o în congres, n-am auzit-o în discurs, dar cel puțin pentru occidentali este genul de poziție pe care o așteptau. Pentru că știm foarte bine că erau foarte multe rezerve în legătură cu doamna Dăncilă și cu PSD-ul în Occident. De altfel, nu avem încă o decizie a Partidelor Socialiștilor Europeni în ceea ce privește suspendarea PSD-ului, însă cred că, având în vedere preocupările lor europene, au alte priorități astăzi decât sancționarea Partidului Social-Democrat din România, care, sigur, mai trebuie să și demonstreze că e social-democrat, asta e o altă discuție, și partidele cartel nu sunt partide ideologice. Nu e doar o situație a României. Am folosit un concept care se folosește în știința politică, partide cartelizate, în engleză e cartel party, pe care doi politologi l-au elaborat acum mai bine de două decenii pentru a explica tipul acesta de partide care apare acum, partide care infiltrează statul, care nu se retrag de la putere nici când sunt în opoziție, pentru că își plasează oameni în diferite poziții cheie. Și asta se întâmplă în România, vă vedem cât se poate de clar, și asta asigură biletul de întoarcere când treci în opoziție. E esențial într-o democrație relativ competitivă să ai un bilet de reîntoarcere, un bilet dus întors, să te întorci la putere, și PSD-ul are garanția că se va întoarce la putere, tocmai pentru că are o bază locală foarte importantă. Următorul partid e PNL-ul, care are cam 35% dintre primari, și vă dați seama, dintr-o dată, aproape 90% dintre primarii din România sunt deținuți de două partide. Asta contează. USR-ul nu are primari. Este un partid care a reușit performanțe bune la alegerile parlamentare sau la cele europene, dar va trebui să confirme la alegerile locale de anul viitor, pentru că un partid politic se definește prin structurile sale teritoriale. Și vor face tot posibilul PSD-iștii să minimizeze șansele acestui partid de a se transforma într-o forță politică puternică. E un partid de opinie. USR-ul ia voturi de la opinia publică, ia voturi din zona urbană, dar România nu e doar urbană, nu se reduce doar la marile orașe, acolo unde USR-ul câștigă. E mai mult decât atât, și PSD-ul încă supraviețuiește în aceste condiții. Dar ce șanse mai are PSD să-și revină până la alegerile prezidențiale? Că vorbeați și dumneavoastră de scorul foarte mic obținut la europarlamentare. Fond, e cel mai mic scor obținut. Iar potrivit sondajelor este în continuă scădere. S-ar afla chiar sub 20% la momentul acesta. Știți, depinde foarte mult de capacitatea de mobilizare. Vă spuneam, la o prezență mare la vot, peste 40%. Chiar la 45% PSD-ul are probleme, pentru că nu poate mobiliza mai mult de 3 milioane de votanți. Deci în momentul în care începem să discutăm de 9 milioane de votanți, 10 milioane de votanți, deja situația devine foarte complicată. În plus, PSD-ul este un partid al vechiului regat, cu
a câștigat la alegerile locale din 2016 destul de multe mandate de primar în Transilvania, dar nu este zona cea mai importantă a partidului acolo. Și probabil acolo vor apărea schimbări la alegerile locale de anul viitor. Dar va rezista, nu are cum să nu reziste, chiar dacă nu are candidat la prezidențiale în momentul de față. Pe de altă parte, avem alegeri prezidențiale în două tururi de scrutin. Știm că referendumul a fost un pariu riscat al președintelui Iohannis, câștigat, total. Practic, nu există în acest moment un contracandidat al său. Dar, în turul 2, va exista o confruntare. Iar la acea confruntare din turul 2, efectul turului 2 va fi că cel care se va clasa în turul al doilea, pe poziția secundară, ca challenger al domnului președinte Iohannis, va obține destul de multe voturi. Domnul Teodorović speră să fie acela. Pentru că pleacă dintr-o poziție de outsider, de challenger, orice scor de peste 40% îl va legitima în interiorul partidului. Și asta va da o speranță partidului pe viitor. Nu cred că își fac multe iluzii în momentul de față, dar știm că în politică niciodată meciul nu este jucat până la capăt. Trebuie să vedem că la orice competiție, cum se desfășoară partida pe teren, adică cum se va întâmpla în toamnă, în campania electorală. Știm când vor fi alegerile deja, 10 noiembrie, primul tur de scrutin, n-ar fi imposibil ca președintele Iohannis să câștige din primul tur. Nu s-a mai întâmplat în România din 1990. Atunci Ion Iliescu a câștigat din primul tur. S-ar putea acum, dar nu este nici pe departe sigur. Mai ales că USR-ul anunță că va avea propriul său candidat. Și asta ușurează foarte mult jocul PSD-ului. E posibil să avem doi candidați de dreapta în turul 2 anul acesta? Ar fi chiar o premieră? Este posibil, dar revin la explicația de mai devreme. Baza de mobilizare a PSD-ului e mare. Depinde foarte mult de campanie. Deci, suntem cu toții convinși că ceea ce a contat în alegerile europene nu a fost miza europeană, ci a fost referendumul și votul sancțiune. Va mai putea președintele Iohannis să mai mizeze încă o dată pe votul sancțiune? S-a întâmplat odată în 2014, s-a întâmplat a doua oară la referendum. Nu sunt convins acum că... Acum nu mai e Dragnea. În momentul de față, PSD-ul va încerca pe cât posibil să se schimbe la față. Nu va schimba nimic în ceea ce privește reformele justiției. N-are niciun interes. În momentul în care s-ar întâmpla asta, tot sprijinul de care beneficiază doamna Dăncilă se va nărui. Deci, PSD-ul are în continuare șansa să obțină un candidat de turul 2 pe baza datelor care există, nu a sondajelor de opinie. Eu nu spun că sondajele de opinie nu sunt importante. Spun însă că sondajele de opinie măsoară opinia azi. Ori alegerile vor fi pe 10 noiembrie și va depinde foarte mult de mobilizare. Se va mai mobiliza, spre exemplu, diaspora, dacă nu există nicio miză, dacă domnul Iohannis va părea deja din start câștigător, mai puțin. Acum sunt și 3 zile în care diaspora în poate să meargă la vot. Au creat această chestiune tocmai pentru a diminua impactul. Au înțeles, după experiențele din 2009-2014, referendumul din 26 mai 2019, că este un risc și încearcă să diminueze acest impact, pentru că nu e vorba doar de numărul de votanți. Vorbim de aproape 400.000 acum. Este vorba despre simbolul pe care îl reprezintă și efectul pe care îl au asupra votanților din țară. Dacă nu se vor mobiliza la fel, atunci e posibil un tur 2 și e posibil un PSD în turul 2, un candidat al PSD-ului. PSD-ul nu e hotărât dacă va avea candidat propriu. Ați văzut că există deja o dispută între doamna Dăncilă și domnul Teodorović, pentru că domnul Teodorović susține că PSD-ul trebuie să aibă propriul său candidat. Și cred că partidul va merge pe linia asta, dar PSD-ul ar putea risca, spre exemplu, să aibă un candidat dintr-un alt partid pe care să-l susțină, pentru a nu cum suporta... Cum ar fi domnul Tăriceanu. Cum ar fi domnul Tăriceanu, da. Anunțat inițial a avut, după referendum, oarecare îndoiel, dar acum intenționează să profite. De ce? Pentru că e important și pentru activul ALDE să se transmită un semnal să rămână mobilizat. După sancțiunea drastică electorală de la alegerile europene, că n-au depășit pragul de 5%, dacă nu fac nimic să întărească organizația, vechii peneliști ar putea să se întoarcă pentru alegerile locale de anul viitor la Partidul Mama.
Și atunci partidul să rămână fără activiști, fără oameni în teren, nu pot să strângi voturi. S-a văzut că se poate declara acest lucru acum. Deci, domnul Tăriceanu, aș putea spune că este obligat să candideze pentru a putea menține formațiunea politică pe care a creat-o și care depinde întru totul de domnia sa. La momentul acesta există un candidat de care să se teme Klaus Iohannis în turul 2? Nu. Ar putea fi Tăriceanu un contracandidat? Sigur, care să se teamă? Tot votul anti-Iohannis se va concentra în turul 2 și va fi un vot destul de important. Vor fi foarte multe nemulțumiri. În acest moment însă mi-e greu să cred că cineva poate într-adevăr să câștige, dar campania electorală contează. Eu vă dau un exemplu. România este în momentul de față scena unor confruntări ideologice foarte importante. Ele au început cu scandalul Botnariu și continuă acum cu scandalul Sorina. Scandalul Sorina, care este speculat foarte mult, încearcă să... E îndreptat împotriva diasporei, o familie din diaspora care vine și înfiază un copil din România înfiorător. Totul a fost prezentat... O familie de români, de altfel. De români, că nu nici nu se poate altcineva. O familie de români din diaspora. Deci scandalul este clar setat împotriva diasporei, împotriva statului de drept, procurori, judecători, bănuiți că au abuzat și așa mai departe. Dar acest scandal poate avea efecte și asupra campaniilor prezidențiale, și asupra campaniei de la prezidențiale, pentru că dintr-o dată suveranismul și naționalismul pot să fie alimentate în felul acesta. Și cred că acest scandal a fost nu foarte inteligent tratat de partidele politice care o susțin pe Iohannis, care s-au temut. S-au temut pentru că este un subiect societal foarte important, deși referendumul din octombrie 2018 a arătat că aceste subiecte societale tratate inteligent nu pot schimba în mod radical România. Important este cum te raportezi la el. Altfel spus, România nu e o țară iliberală, nu este Ungaria, nu este Polonia, nu, grupul de la Visegrad, dar este clar intenția unora de a o transforma într-un stat iliberal, adică într-un stat în care drepturile omului, drepturile copilului, spre exemplu, sunt mai puțin importante. Ca în Rusia, ca în Turcia, ca în multe alte state. Însă, știți, apropo de iliberalism, e un concept pe care a fost inventat în știința politică, de altfel, cel care l-a inventat în 1997, Fared Zakaria, este astăzi un editorialist la CNN foarte cunoscut, are o emisiune GPS foarte urmărită de toată în întreaga lume. El vorbea despre ce când a spus asta? Vorbea despre acele state în care există alegeri, dar în care cei care sunt aleși nu susțin drepturile constituționale, libertățile cetățenești și drepturile omului. Asta înseamnă iliberalism. Viktor Orban, în 2014, în România, la Băile Tujna, la Tujvanius, la reuniunea tinerilor maghiari, a folosit acest concept spunând că democrația liberală este depășită și trebuie înlocuită de o democrație iliberală, adică de majorități alese care nu respectă drepturile omului. Nu mai târziu de săptămâna trecută, Vladimir Putin, într-un interviu în Financial Times, vorbea exact despre același lucru, ce spunea, liberalismul este deja obsolet, depășit. În România vedem cum se dă această bătălie. Se dă bătălia, România a fost considerată și după alegerile din 26 mai, e considerată în continuare o insulă de liberalism într-o mare de iliberalism. Nici Bulgaria nu e prea liberală, într-o mai fie vorba. Va reuși să reziste sau nu? E clar că bătălia care se dă astăzi în jurul cazului Sorina și a multora care pot apărea în sensul ăsta este o bătălie care vizează o schimbare de perspectivă a societății românești, care e fracturată. Avem un clivaj între rural și urban, avem un clivaj generațional, vedem foarte clar cum tinerii votează mai degrabă într-o anumită direcție, nu aș spune de dreapta. Aș spune mai degrabă liberal și pro-european. Și ca să mă înțeleagă cei care se uită la noi acum, când spun liberal, nu mă refer la Partidul Național Liberal, ci mă refer la valorile care au contribuit la crearea acestei Europe. Valori care au apărut în urmă cu 3 secole. Deci nu, e vorba de individualism și de respectarea drepturilor cetățenești. Centrarea întregii politici pe protecția cetățeanului și nu pe protecția comunității, națiune, stat, familie, etc. Cine ar putea fi candidatul USR Plus la prezidențial? Este evident că... Domnul Cioloș, deocamdată... Nu cred.
Domnul Cioloș are nu deja... Nu a spus nimic, dar... Nu cred că îl va contracandida pe Klaus Iohannis și, deși nu avea programat acest lucru, are un rol foarte important de jucat la Bruxelles, pe care nu cred că îl epuizează până atunci. Este, în fond, o oportunitate. Și atunci nu rămân foarte mulți alți candidați. Domnul Barna ar putea să fie de la USR, unul dintre aceștia. Și mi-e greu să cred că va putea să îl contracareze puternic pe domnul Iohannis. Vom vedea. Probabil că vom avea două strategii de campanie diferite. Deci USR va avea un candidat. Logica electoralistă din România obligă această formațiune politică să aibă un candidat la prezidențial pentru a putea conserva electoratul pe care îl are, pentru a verifica până la urmă dacă acest electorat este electoratul său sau este un electorat volatil care poate să se ducă imediat spre Iohannis. Este esențial dacă vor să devină partid de anul viitor, pentru că 4 ani de zile pentru o formațiune politică nu e mult. Trebuie să confirme și, cum vă spuneam, cele mai importante alegeri vor fi cele locale și atunci vor dovedi dacă vor câștiga un număr semnificativ de primării și consilii locale, poate cine știe președinții de Consiliul Județean, e greu de crezut, dar orice e posibil, atunci se va vedea dacă este un partid autentic sau doar o stare de spirit care poate oricând să se schimbe. Pe final, vreau să vorbim și despre schimbările de la nivel european. Am văzut că doamna Ursula von der Leyen a fost aleasă șefă a Comisiei Europene. Ce putem înțelege din această schimbare surprinzătoare? Toată lumea se aștepta ca domnul Weber. Domnul Weber fusese deja scos din joc de multă vreme și asta pentru că un grup important de state, încă din mai dinainte alegerilor europene, discuta să se pronunțaseră clar împotriva acestui principiu folosit în urmă cu 5 ani, în 2014, a spus în candidatului, adică acelui candidat care al partidului care câștigă cele mai multe mandate de parlamentar și care devine președinte al Comisiei, cum a fost cazul domnului Juncker. Domnul Weber nu avea datele domnului Juncker. Nu era o figură cunoscută. Domnul Juncker avea o carieră politică și europeană extraordinar de importantă. De altfel, cred că va fi o pierdere faptul că va pleca. Aici este vorba de un compromis pe care domnul Macron, președintele francez, l-a realizat. Din ceea ce spune presa franceză, în urmă cu 2 săptămâni, la Salonul Aeronautic de la Bourget, a avut posibilitatea să discute mai mult cu ministra apărării din Germania, care este perfect francofonă, care s-a născut la Bruxelles, în cartierul XL, unde se află și Parlamentul European, care este dintr-o familie de politicieni germani creștin-democrați, este fata unui fost prim-ministru de Land vreme de 14 ani, între 1976 și 1990. Deci, un personaj care deține suficient de multe aturi. A studiat și în Statele Unite ale Americii, vorbește engleză, franceză, germană, foarte bine, evident germană, este cetățean german, este de origine etnică germană, dar în copilărie, pentru că a trăit în Excel, a vorbit în paralel franceza și germană, deci am putea spune, vorbitoare nativă de franceză și a fost un argument pentru a se ieși din impasul nu Weber, ci Timmermans, pentru că în marja G20 s-a discutat la Osaka de către grupul de șef de stat și de guvern europeni o soluție și soluția pe care o găsiseră era Timmermans. Timmermans însă a fost respins de grupul statelor de la Visegrad, state care au problemă cu respectarea drepturilor omului și cu statul de drept și atunci în final au trebuit să găsească o soluție de compromis. L-au susținut pe Timmermans câteva zile, dar trebuia să se găsească o soluție și s-a găsit rapid. Franța nu este nici ea nemulțumită pentru că doamna Lagarde, care este șefa Fondului Monetar Internațional, va deveni șefa Băncii Centrale Europene. Pe de altă parte, Charles Michel, primul ministru belgian, ar trebui să devină președintele Consiliului și era o înțelegere care a existat între cei 3 prim-ministri liberali din Benelux. Vorbim de Belgia, Olanda și Luxemburg. Ori domnul Michel, pe 26 mai au avut loc alegeri parlamentare și regionale în Belgia, nu mai are șanse să rămână prim-ministru.
Și atunci cei trei s-au decis, toți trei liberali, că unul dintre ei va ocupa o poziție importantă, dacă se poate cea de președinte de Consiliu, să-l susțină pe domnul Michel și a fost o susținere importantă. Charles Michel, băiat de politician, deci de asemenea, cu tradiție. Da, tatăl său cred că este și acum în noua formulă a Parlamentului European ales, a fost ministru de externe al Belgiei o perioadă îndelungată, președinte al mișcării reformatoare, partidul acum, al cărui președinte este acum Charles Michel. Aici e o chestiune foarte curioasă. Unul din argumentele împotriva lui Charles Michel a fost faptul că este belgian și primul președinte al Consiliului European după tratatul de la Lisabona a fost Van Rompuy, care era tot belgian, fost prim-ministru de asemenea. Însă s-a depășit acest lucru și, vedeți, s-a încercat o soluție în care să se respecte și criteriul de gen, sunt două femei, și criteriul teritorial și criteriul de competență. Sigur, pentru noi, pentru opinia publică, și eu mă situez la fel, nou președinte al Comisiei Europene este o surpriză. În Germania era foarte cunoscută, dar este o surpriză, dar este o dovadă a capacității de inovare a Uniunii Europene, pentru că eu cred că declarația făcută ieri de președintele Macron explică foarte bine compromisul acesta. Au reușit într-un timp scurt, e adevărat, a durat câteva zile această reuniune de duminică până marți, dar au reușit în 72 de ore să găsească un compromis pentru toate funcțiile. Acum 5 ani de zile a durat 3 luni până când au găsit un compromis pe toate funcțiile, dar s-a negociat foarte mult înainte. Au existat echipe pentru fiecare partid european care au negociat, vorbind de partidele care au prim-miniștri, socialiștii, liberali, creștin-democrați și așa mai departe, pentru a găsi o formulă de compromis. Și în final avem o formulă de compromis, iar psihodrama care a fost întreținută de mass media a blocajului european a fost deja depășită. Există în momentul de față, pentru perioada de după octombrie 2019, persoane care să ocupe pozițiile cheie în Uniunea Europeană. Avem un șef și la Parlamentul European, domnul David Maria Sassoli. Da, e o surpriză sau nu e o surpriză relativă, deci, în primul rând pentru că Italia a mai avut președinția, chiar până acum a avut președinția Parlamentului, dar este o surpriză pe de altă parte pentru că ceva n-au realizat șefii de stat și de guvern. N-au realizat compromisul cu reprezentarea Estului. Niciuna din pozițiile despre care vorbim nu este deținută de cineva care să vină din Europa Centrală și de Est. Se spera că va fi la Parlamentul European și că va fi Serghei Stanișe, fostul prim-ministru bulgar, care este președintele Partidului Socialiștilor Europei. Dar, în realitate, domnul Stanișev are probleme legate de perioada în care a fost prim-ministru în Bulgaria, de corupție. Deci imaginea asta nu este o imagine care să consolideze Parlamentul European în ceea ce privește perioada următoare, când vor fi foarte multe atacuri împotriva instituției, așa că au găsit, dacă vreți, o nouă soluție de compromis, adică un personaj care să fie consensual. Contrar a ceea ce se crede, președintele Parlamentului European, o persoană care are puteri importante, ca și președintele Comisiei. Gândiți-vă că președintele Comisiei, spre exemplu, poate schimba comisarii. Poate să îi revoce din funcție fără să consulte Parlamentul. În egală măsură, președintele Parlamentului are puteri legate de funcționarea Parlamentului foarte importante și era esențial să fie o persoană care e considerată neutră sau în mare măsură neutră și experimentat. Și persoana găsită a fost o persoană care corespunde acestor criterii. Dovadă, a fost votat. Adică a reușit să obțină sprijinul majorității parlamentarilor prezenți. Ba mai mult decât atât, s-a întâmplat chiar mai devreme decât se programase. Se credea că joi se va produce acest vot. El s-a produs repede. De ce? Pentru ca să nu existe prea multe negocieri care să creeze foarte multe obstacole și aici, pentru că puteau exista foarte multe obstacole din punctul ăsta de vedere. În cazul Chioveși, ce credeți că acum că avem un nou lider al Parlamentului European, se va schimba ceva? Nu cred că se schimbă ceva în mod esențial, pentru că deja Parlamentul a avut o decizie. Aveam oarecare strângere de inimă când aflasem despre
candidatura domnului Stanișev, care, sigur, față de domnul Dragnea, spre exemplu, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni de la Madrid, a fost categoric, dar care venea din Est și care putea să fie mai tolerant față de cererile autorităților române, care nu o sprijină pe doamna Chiove și știm că se poate declara acest lucru. Nu, de acum încolo, totul depinde de negocieri. Adică nu s-a schimbat nimic, avem un vot, nu se reia votul, se discută între Parlament și Consiliu în aceleași formulă în care s-a discutat înainte și bănuiesc că va fi continuată aceeași poziție. Susține o anumită linie politică în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției, dar nu merge până într-acolo încât să-și retragă candidatul de la funcția de procuror european, procuror șef european. Însă, cred în continuare că doamna Chiuveș are o șansă importantă, prima șansă, dar și acolo poate interveni compromisul. Depinde de negocieri. Evident, depinde de negocieri și de determinarea celor care negociază să susțină până la capăt candidatul. Pentru că acei parlamentari europeni care o susțineau în echipa de negociere cu putere pe doamna Chiuveș și nu mai sunt acum în Parlament. S-au retras, deci va trebui oarecum reluată această negociere și cei care se schimbă sunt cei din partea Parlamentului European, nu cei din partea Consiliului, pentru că acolo rămân aceiași ambasadori care au negociat și în urmă cu o lună și jumătate. Este Emmanuel Macron, un nou lider al Uniunii Europene, al Europei, pe fondul retragerii cancelarului Angela Merkel? Este cel care va prelua, să spun. Depinde de ce se va întâmpla la viitoarele alegeri. Emmanuel Macron este cu siguranță, alături de Klaus Iohannis, învingătorul clar în alegerile europene. Deși partidul său a obținut al doilea scor, după fostul Front Național, Adunarea Națională, e greu să traduc Rassemblement Național în română, Adunarea Națională se numește partidul doamnei Le Pen, a obținut la o diferență de 1% și a făcut ca un partid care nu exista în Partidul European, în Parlamentul European, să obțină un număr important de mandate și să fie cel mai important partid din grupul care, în momentul de față, face regulile în Parlamentul European. Deci ar putea deveni. În Franța, spre exemplu, dreapta tradițională este în momentul de față laminată. Nu mai există primarii, spre exemplu, părăsesc această formațiune politică care a fost goliștii, creată de la De Gaulle și sub diferite denumiri a rezistat până la alegerile europene, dar în momentul de față, după ce a obținut doar 8% în alegeri, este bulversată. Dacă Macron va reuși să calmeze situația socială din Franța, pentru moment a reușit, atunci ar putea să devină și un lider european. Întrebarea e, de ce a apărut această complicație incredibilă care se numește mișcarea vestelor galbene? Este ea doar rezultatul nemulțumirilor franțuzești sau al dezbaterii, al fake news-urilor care sunt difuzate pe internet? Eu cred că, ca și în cazul României, și în cazul Franței, și în cazul multor alte state din Europa, intervenția masivă a unor actori străini în dezbaterea de pe internet a făcut ca lucrurile să mobilizeze într-un anume fel. Cineva a vrut să-l destabilizeze pe Macron. Eu cred că trebuie să privim spre Est ca să vedem lucrurile astea și a fost foarte dificil. A avut nevoie de 7 luni de zile ca să se stabilizeze relativ, dar nu putem spune că lucrurile sunt câștigate. Ori dacă nu va avea sprijin în Franța, nu va putea juca niciun rol european important. Ce a reușit însă acum Macron a fost să realizeze în final o înțelegere cu Germania și cu Angela Merkel. Nu sunt convins însă că Angela Merkel pleacă. Poate că Germania o vor dori în continuare. Nu știm cât va rezista această coaliție, însă alegerile europene au mai arătat ceva la nivel european. O foarte puternică susținere a ecologismului în Europa de Vest. S-ar putea ca viitorul cancelar german să fie un ecologist și atunci toate datele problemei care discutăm astăzi, o căldură infernală în București, s-ar schimba, pentru că această căldură infernală s-ar putea să fie rezultatul încălzirii globale și să avem nevoie de lideri politici curajoși care să ia decizii. Știți ce i s-a reproșat lui Macron? Că introducea o legislație care viza descurajarea folosirii mașinii. Motivul principal pentru protestele vestelor galbene, de asta au și luat vestele galbene, a fost să protesteze împotriva taxelor ecologice care scumpeau foarte mult prețul carburantului. Dar
una din discuțiile din Franța este ce e mai important, sfârșitul lunii sau sfârșitul lumii? Pentru că dacă continuăm fără să reacționăm la situația ecologică gravă care există, s-ar putea ca sfârșitul lumii să vină mai devreme decât a fost programat. Și atunci avem nevoie de lideri care să ia decizii puternice. Macron ar putea să fie unul, dar are neapărat nevoie de susținere din partea altor lideri din Europa care să fie la fel de pro-european ca și el. Iar în România îl avem pe Klaus Iohannis, care este evident câștigătorul președinției românești a Consiliului Uniunii Europene, pentru că, deși nu a coordonat activitatea diplomaților care au lucrat foarte bine la Bruxelles, a reușit în luna mai să dovedească că este un adevărat european și să organizeze un summit la Sibiu, care va rămâne cu siguranță în istorie. Nu datorită deciziilor, ci datorită compromisului, stării de compromis pe care a reușit să o construiască acum, care este esențială în construcția europeană. Domnule Pârvulescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag pe Cu plăcere! Vă mulțumesc!